Am revenit cu mare bucurie în Brașov. Știți, am venit de câteva ori pentru că, din punctul meu de vedere, Brașovul, din punct de vedere medical, trebuie să înceapă să reprezinte ceva pe harta țării. Guvernul a făcut investiții și pe care și dumneavoastră le-ați prezentat la momentul respectiv. A fost maternitatea finalizată cu bani dintr-un proiect al Băncii Mondiale. Anul trecut s-a montat și aparatul de rezonanță magnetică nucleară. Acum ceva timp am fost la Brașov și am avut o discuție cu cei din Spitalul Județean referitor la numărul de paturi de terapie intensivă, la posibilitatea introducerii chirurgiei cardiace în Brașov, precum și la dotarea spitalelor mici, pe care noi le considerăm spitale de suport. Am avut o discuție cu președintele Dunca săptămâna trecută și i-am dat niște vești bune. Și atunci dânsul m-a rugat să vin să le prezentăm personal. Dar înainte de a începe să prezentăm investițiile efective, aș vrea să vă anunț că în 8 aprilie a fost semnat contractul de finanțare a noi unități de primiri urgențe, finanțare făcută cu banii Băncii Mondiale și bugetul de stat. Și, prin urmare, cred că ceea ce am promis începe să se realizeze. Este, zic eu, un pas foarte important pentru că, știți foarte bine, unitatea de primiri urgențe existentă acum nu corespunde cerințelor actuale, nevoie de servicii medicale din zonă. Pe de altă parte, am ales să vin să prezint acest contract pentru că Brașovul mi-a scăpat de la vizitele pe care le-am efectuat, dar n-a vrea scăpat inspectorul de sănătate publică. Printre altele, vreau să vă spun că afirmam că sănătatea nu are culoare politică din punct de vedere a guvernului nostru. Suntem un guvern politic. Reprezentăm Partidul Social Democrat. Dar aș vrea să precizez că nu facem campanii de imagine. Pur și simplu analizăm nevoile și finanțăm acolo unde este cazul. În cadrul Ministerului Sănătății știți foarte bine, bugetul pentru investiții de anul acesta este un istoric. Este mai mare cu 84% decât cel de anul trecut. Cifre absolute de la 193 de milioane la 1.183.000. Eu cred că știți foarte bine, anul trecut s-au majorat salariile medicilor și a personalului mediu, anul acesta dotăm spitalele cu aparatură medicală, pentru că avem nevoie de medici în seară, orice medic, chiar dacă va avea un salariu mare, nu are bune, dacă nu are cu ce să lucreze până la urmă. Și vă spuneam, Ministerul Sănătății, Ministrul Sănătății a emis un ordin de ministru prin care am stabilit criteriile de repartizare a acestor fonduri. Unul din principalele criterii era existența unui acord cadru, semn că procedurile sunt încheiate și aparatura va putea intra mai repede în spitale. În județul Brașov, Spitalul Făgăraș a finalizat proceduri. Prin urmare, chiar astăzi la Ministerul Sănătății se încheie un proces verbal. Spitalul Făgăraș primește 1788 de lei, 17 miliarde. Bani pe care i-a solicitat pentru aparatură medicală. Prin urmare, sănătatea nu are culoare. Cel puțin, din punctul nostru de vedere, nu. Spitalul din Sărnești. Am că m-am întâlnit cu domnul primar. Era curios dacă Ministerul Sănătății s-a plecat și asupra da? Și spitalele din Sărnești și spitalele din Rupea vor fi finanțate anul acesta. De asemenea, aș vrea să vă anunț că Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov va avea finanțare pentru un angiograf în valoare de 5.500.000 de lei, 55 de miliarde, pentru achiziția unor ventilatoare mecanice. Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie va primi finanțare pentru un mamograf și pentru incubatoare, pentru 15 incubatoare. De asemenea, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii va primi finanțare pentru un aparat RMN. Este o listă cu aparatura pe care o vom finanța anul acesta, Spitalul Clinic de Pneumofiziologie, un computer tomograf. De asemenea, la Spitalul Clinic de Urgență, un turn de laparoscopie.
Iar pentru ceea ce am promis când am fost acum o lună, o lună jumate, pentru reabilitarea secției de terapie intensivă, în sensul că numărul de paturi de terapie intensivă sunt insuficiente pentru Brașov, de când am fost, s-a renunțat la 5 săli de operație, se poate suplimenta numărul de paturi la terapie intensivă cu 20. Eu am înțeles că săptămâna viitoare vei avea pe masă modificarea de structură pe care o voi aproba și vom și finanța reabilitarea și dotarea acelui număr nou de paturi de terapie intensivă, dar și susținerea înființării unui compartiment de chirurgie cardiacă în Brașov. Cred deci, că o să avem multe 20 de paturi de terapie intensivă în plus în spitalul județean. Și toate dotările necesare cu bani de la Ministerul Sănătății. Spitalul județean a și luat o amendă pentru că a primit mai mulți pacienți decât numărul de paturi existente. Așa este. Dar cum ar fi trebuit să procedeze? Că nu puteau să trimită oamenii bolnavi acasă. Cum ar fi trebuit să procedeze? Vreau să vă spun, și o mai spun încă o dată, avem reguli, avem proceduri. În momentul în care ai un număr mai mare de pacienți pe o anumită secție, poți să redistribui acești pacienți pe o secție similară. Adică pacienții din secțiile chirurgicale nu vor putea fi primiși în ginecologie, de exemplu, ci într-o altă secție de același profil. Secțiile medicale la fel. Pot să redistribuie pacienții. Pentru că dacă vă uitați pe indicatori, gradul de ocupare a spitalului nu este de 100%. Deci este un grad de ocupare de până la 40, 50, 60% pe anumite secții. Deci ar fi existat locul. În termen medical, asta se numește cohortarea pacienților pe secții. Și a primit amendă spitalul din Brașov, nu numai pentru asta. Pentru gestionarea deșeurilor medicale și alte chestiuni, pentru că am primit rapoartele controlelor încrucișate. E adevărat că au fost controlați de către inspectori din Brașov, din Sibiu, am înțeles. Inspectorii au fost destul de drastici. Au creat și nemulțumiri la un moment dat. Eu am mai discutat cu medici. Dar i-am rugat pe cei cu care am discutat să înțeleagă că numai așa vom putea face ordine. Pe de altă parte, inspectorii din Brașov au fost la Ploiești. Eu am fost la o săptămână după vizita inspectorilor din Brașov. Se vor repeta aceste controle după o perioadă de timp? Normal. Inclusiv eu voi continua aceste controle. Am făcut o pauză pentru că am avut de pregătit această reuniune informală cu miniștri. Am să vă răspund și la această întrebare. Deci, Ministrul Sănătății este la ora între 8.30 și 9.00 este la birou. Când este în București? Programul meu de lucru este 7, 8, 9, 10, 11, în funcție de ceea ce este de făcut în minister. Deci am ales să merg noaptea pentru că atunci am timp fizic. Să nu credeți că este ușor. Sunt și eu om și obosesc la un moment dat. Dar au fost singurele momente în care am avut efectiv timp. Pe de altă parte, noaptea devenim un pic mai, nu ne interesează, oricum nu vine nimeni, nu mai facem curat, nu ne lăsăm pacientul. Ați da, da. Creat un soi de, hai să nu zicem, misterie națională. Sper să fi creat, sper să fi creat asta. Asta mi-am și dorit, dar e adevărat, eram în drum spre Călăraș și primeam telefoane că am fost văzută la Craiova. Sau eram în drum spre Tulcea și telefon jură că v-au văzut în Botoșani. Știți, nu este normal. Am auzit păreri pro și contra. Că e o campanie de imagine. Perfect. Eu nu cred că cineva vrea să-și facă imagine pe oboseala fizică pe care o simte totuși, că am și o vârstă. Dar să știți că eu personal m-am săturat să fiu arătată cu degetul. De fiecare dată când presa prezintă mizeria în spitale, este sunat Ministrul Sănătății. Deși este o echipă managerială la spitalul respectiv, care are specialiști. La Ploiești am fost acuzată că am propus destituirea directorului de îngrijire, Acaru Păun. Nu, directorul de îngrijire are în fișa postului aceste lucruri. La Constanța am fost atenționată că m-am dus cu presa. Nu m-am dus cu presa. Eu sunt, în momentul în care intru în oraș, președintele Consiliului Județean sau proprietarul spitalului, pentru că mi se pare corect. Președintele Consiliului Județean din Constanța a spus, da, vin cu dumneavoastră, dar între timp a anunțat presa că sunt în spital. Dar nici asta nu mă deranjează foarte bine, pentru că, bine, pentru mine nu foarte bine, că eu la cald sunt destul de sinceră. Dar sunt lucruri care sunt evidente.
Spunea cineva că doamna ministru ar trebui să se ocupe de altceva. Da, e adevărat, ar trebui să mă ocup de altceva. Dar trebuie să recunoaștem că de aici pornim. Adică suntem după 30 de ani de democrație și încă punem prosoape de material care nu se mai folosesc în spitale. Cum, da, dacă ar fi curate, ar fi altceva. Sau nu, nu ar fi altceva. Nu-i voie. Dar erau atât de murdare și nu venea să crezi și dumneavoastră vă ștedeți pe mână și pe aia mergeți la pacient. E perfect. Medicii din Ploiești, că acum revin la Ploiești, s-au supărat la un moment dat și am ales să revin după o săptămână în Ploiești să am o discuție cu toți. Și le-am explicat că actul medical este unul complex, cel făcut de medic. Procesul de îngrijire făcut de personalul de îngrijire și procesul de curățenie făcut de personalul auxiliar. Dacă una din aceste trei rotițe nu funcționează, infectăm pacientul. Cine-i de vină? În primul rând, ministrul, sistemul, în primul rând. Apoi, ministrul sănătății și apoi medicul. Sistemul, de parcă sistemul ar fi ceva abstract, noi ne uităm la el, uite, acolo e sistemul. Nu, noi suntem sistemul. Noi facem parte din sistem. Și atunci au înțeles. Știți, nu și-au mai dat niște mințile. A fost o discuție care mie mi-a plăcut foarte mult. Mi-ar place să am discuțiile astea cu toți șefii de secție din spitale, din păcate e imposibil, pentru că sunt lucruri simple pe care le putem face fiecare. Știți bine, nu se raportau infecțiile. Niciodată nu știa nimeni cum stă. Asta team cel mai bine din Europa. Știți, discutam ieri la ședința informală, pentru că în aceste ședințe discuți cu colegi, cu omologi, reprezentantul Italiei și cu cel al Germaniei îmi spuneau că marea problemă în acest moment este rezistența la antimicrobiene. Deci, teoretic, sunt infecții atât de diferite încât antibioticele nu mai fac față. Deci e o problemă în țările civilizate. Eu am spus că noi am avut noroc. Noi nu ne-am raportat, nu ne-am folosit antibiotice, deci acum încă suntem destul de bine. Nu, e așa un râs amar. De anul trecut am început să le raportăm. Sunt convinsă că nu în totalitate, dar oricum am ajuns la 6,4%, ceea ce este bine. Știți, am fost întrebată de media dacă ce părere am și am spus foarte bună. Foarte bună, asta înseamnă că începem să raportăm. Eu zic că de aici pornim. Investim în aparatură medicală, investim în salarii, vrem să facem centre de excelență. Mi s-a spus că nu investim suficient în prevenție sau că nu punem accentul. Da. Dar noi trebuie să mergem în paralel cu prevenția și cu finanțarea spitalelor. Și să vă explic de ce. Poți face prevenție în momentul în care iei o generație. Știți bine, oamenii merg acum la medic, ajung în stadii terminale. Noi trebuie să avem medicamente inovative și spitale bine dotate ca să-i tratăm, pentru că ei nu se duceau la medic. Sau ne-au învățat să facă acest lucru periodic. Veți spune da, dar accesul ilimitat la serviciile medicinei de familie. Sigur, știm nevoia de finanțare în medicina primară, dar pe de altă parte prevenția nu se referă doar la a face niște analize, la stil de viață, la mod de viață, sunt foarte multe lucruri complexe. Presiunile sunt foarte mari și ne asum ceea ce spun. Este foarte greu și le resimt. Să faci într-un an de zile sau în 2 ani de zile de când am început noi să facem niște lucruri concrete, ceea ce nu s-a făcut în 30 de ani. Discutăm de un alt fel de management? Da. Da, cu siguranță. Dar pe de altă parte pot înțelege pacienții că nu mai au răbdare. Chiar pot să înțeleg. În momentul în care mă lovesc de mizerie în unele spitale, de nerespectarea procedurilor, chiar mă gândesc, nu e în regulă. Da, și atunci discutăm despre un alt fel de management. De un alt fel de abordare a problemelor. Vreau să reformăm sistemul. Eu personal nu știu ce ar trebui să reformez, în afară de mentalități. Pentru că avem reguli, avem proceduri, dar dacă nu sunt aplicate în tocmai, eu de unde să știu ce nu merge. Avem niște cazuri punctuale și mai băgăm o foaie la birocrație, pentru că cineva n-a respectat ceva. Cred că abordarea trebuie să fie foarte clară. Avem o fișă a postului, nu respecti, plătești pentru asta. Mi s-a spus că cer demite. Eu mă gândesc că până vine ministrul sănătății s-au luat măsuri astfel încât lucrurile să nu ajungă în felul în care au ajuns. Dar nu s-au luat. Asta a fost surpriză. Neplăcută de altfel. Am avut și surprize plăcute, să știți. Dar surprizele neplăcute au fost la începutul perioadei în care am mers în spitale. Între timp s-a creat acea pseudo-isterie. Sper. Și sper să țină, pentru că eu voi merge în continuare. Indiferent de ceea ce se spune.
Dacă este vorba de o imagine politică, perfect. Am să o fac în continuare. Dacă asta ajută pacientul.